Florea, procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, în prezent delegată la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este propunerea ministrului Justiției Tudorel Toader pentru a ocupa funcția de șef al DNA. Potrivit Ministerului Justiției, urmează ca această propunere să fie transmisă Consiliului Superior al Magistraturii în vederea obținerii avizului consultativ și ulterior președintelui Klaus Iohannis pentru numirea în funcție. Adina Florea a scris în proiectul de management că direcția a desfășurat în ultimii ani activitatea de investigare în afara legii și că încrederea în instituție a fost diminuată din cauza încălcării principiilor de către Laura Codruța Köveşi. În proiectul său de management, procurorul Adina Florea spune că a identificat anumite derapaje în activitatea DNA din ultimii ani, pe care le-ar soluționa prin respectarea legii și a Constituției. Plasarea activității DNA în afara legii prin activități de investigare care au depășit limitele de competență prevăzute de Constituție și de legile organice. Diminuarea încrederii publice în DNA prin activități explicite de încălcarea principiilor care guvernează exercitarea funcției de procuror șef. Numărul în creștere al soluțiilor de achitare definitivă dispuse de instanțele de judecată, important barometru al ineficacității DNA. Modul deficitar de soluționare a situațiilor de criză care au umbrit activitatea DNA. Consider, cel puțin și ca un procuror care vine din afara DNA-ului, că este necesară o evaluare a activității direcției, atât la nivelul structurii centrale cât și a serviciilor teritoriale. După care, din această evaluare, probabil că vor mai decurge, nu probabil, cu certitudine vor decurge și alt gen de măsuri și de activități. Este vorba despre acele soluții de achitare care, din totdeauna, pentru procuror a însemnat un rebut și este necesar să crească actul de justiție. Este necesar să se desfășoare un act de justiție de calitate. Și calitatea se reflectă în modul în care sunt întocmite actele procedurale în care se desfășoară urmărirea penală, se reflectă în respectarea drepturilor procesuale și în finalitate. Finalitatea însemnând, nu e așa, dacă se dispune trimiterea în judecată, o soluție de condamnare și nu una de achitare. Am precizat că în măsura în care aceste soluții se vor stabili ca fiind imputabile, se va aprecia asupra aplicării dispozițiilor legale, fie din punctul de vedere al abaterilor disciplinare, fie din punctul de vedere al solicitării CSM-ului de revocarea procurorilor din DNA. Eu vă spun ce știu exact. Este o chestiune care s-a vehiculat și la momentul în care și-a depus candidatura doamna procuror Grecu. Personal, eu nu am nicio calitate în acel dosar. În niciun moment nimeni din structura DNA-ului nu mi-a comunicat vreun act procedural sau vreo citație prin care să fiu solicitată să dau declarații. Prin urmare, consider că probabil este vorba despre un dosar penal în care este începută urmărirea penală în rem. Mai multe nu știu să vă spun. Da, aveți vreo teamă în legătură cu acest dosar? Niciuna. Direcția Națională Anticorupție a transmis la solicitarea Mediafax că are în lucru un dosar în care este vizată Adina Florea, propusă de Ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef DNA în cauză, fiind începută urmărirea penală doar cu privire la fapte. Dosarul la care faceți referire se află în lucru pe rolul DNA, structura centrală, în cauză fiind începută urmărirea penală doar cu privire la faptă, in rem. Această etapă nu presupune formularea unor acuzații împotriva unei persoane, ci instituirea cadrului procesual în care se pot strânge probe cu privire la fapta pentru care a fost începută urmărirea penală, a transmis Biroul de Informare și Relații Publice al DNA.